Aș vrea ca cei care ne urmăresc să înțeleagă acest fenomen. Pentru noi, energia verde provine din trei surse. Este vorba de solar, hidro și eolian. Nuclearul nu intră în discuție. Asta ca să eliminăm din start tot ce fel de controverse. La nivelul Uniunii Europene, așa cum ai spus, există un push foarte mare pe producerea de energie verde. Există pachete legislative care impun diverse cote. România, teoretic, stă bine la capitolul de energie regenerabilă. De ce spun teoretic? Pentru că foarte multe capacități, din păcate, sunt doar pe hârtie. Deci acest procent de 30%, mă îndoiesc că este real. Chiar ANRE-ul a recunoscut că, mă rog, sunt declarate multe capacități de producție care de fapt nu funcționează. Deci există pe piață, pe hârtie, mulți megawatți care de fapt nu există. Nu există. Surpriză. Noi acum vorbim de faptul că România spune că 30% din energia consumată provine din surse regenerabile. Și tu... Eu, da, sunt sceptic vis-a-vis de acest lucru. Sigur, poate că stăm mult mai bine decât alte țări, dar, atenție, România are un potențial energetic pe energie din surse nepoluante mult mai mare. Adică nu ne putem compara nici pe departe cu țări ca Danemarca sau Olanda, atenție, care sunt vârful de lance în producerea de energie regenerabilă, având în vedere geografia României, resursele pe care le are țara asta. În principal, hidro. Deci, bogăția de ape, de râuri care există în țară și totuși o infrastructură suficient de bună, da? Asta ar trebui ca România să fie un exportator de energie regenerabilă și nu un importator, cum din păcate este acum. Am înțeles. Deci poziționarea geografică este în avantajul României. Categoric. Și, de fapt, noi suntem într-un loc foarte bun, locul 2 în Europa de Sud-Est, după Polonia, în ceea ce privește potențialul de producție de energie regenerabilă. Suntem sub potențial mult. Corect. Este mult de recuperat. Și tocmai asta este ideea organizării unor comunități energetice care să pună presiune pe ofertă. Odată ce cererea de energie verde va crește, va crește proporțional și oferta. Noi asta ne dorim. Revenim puțin la tipul de energie verde. Vorbeai de hidrocentrale și de faptul că acolo există cea mai mare infrastructură în acest moment, însă în timp s-a demonstrat că nu este poate cea mai bună alternativă de producție energiei regenerabile, pentru că ecosistemul este... Când am spus asta, am în vedere infrastructura existentă, care cu greu poate fi înlăturată. Corect. Și atunci într-adevăr, partea de microhidrocentrale este extrem de controversată. Și da, această formă de investiție în renewables este... Există și reversul medaliei. Da, adică... nu e ceea ce ne dorim. Adică nu... Este clar că e o problemă de mediu. Și hai să luăm în discuție, să punem pe tapet partea de solar și de eolian, uh-huh, care are un potențial enorm în România. Tocmai. Mai ales solarul. Tocmai. Pentru că și... o țară însorită, totuși, uh-huh, suntem pe aceeași atitudine ca Franța, un pic mai sus de Spania, oricum. E o țară cu mult soare, și ar trebui să producă din ce în ce mai mult energie solară. Deci numărul de, de ore de lumină este foarte mare. Foarte mare, da. Din păcate, încălzirea globală vine, dacă vrei, între ghilimele, cu acest avantaj de... schimbare și, de da, sezoane. Și da, în ceea ce privește energia eoliană, în zona Dobrogei sunt cele mai numeroase parcuri de, da, energie eoliană, aceea fiind cea mai dezvoltată zonă din acest punct de vedere. Problema la energia eoliană este că e un pic mai puțin previzibilă. Decât, și da, necesită o investiție mult și mai mare. Și este o investiție considerabilă, da. Bun. Voi recent ați lansat prima cooperativă de energie din România și din sud-estul Europei. Da. Trebuie să te întreb ce este aceea o cooperativă.
E o formă de organizare, din punct de vedere juridic, cumva atipică, pentru că ea, de fapt, îmbină elemente ale asociațiilor comerciale care urmăresc maximizarea profitului, deci funcționează conform legurilor pieței, și elemente, dacă vrei, din zona de ONG, din zona comunităților. Deci, practic, e un hibrid între un SA și un ONG. Noi acum am lansat Cooperativa de Energie, care funcționează ca o comunitate energetică și care va îngloba partea de producție și de furnizare doar de energie din surse regenerabile. Deci, asta este structura. Este un înveliș al comunității, iar comunitatea, membrii cooperatori, da, vor produce și vor consuma energia pe care o produc. Practic, cooperativa ca entitate juridică sau comercială face parte din domeniul economiei sociale. Exact, este un actor al economiei sociale, pentru că, mă rog, în sine ea combate multe deficiențe ale pieței. Spre exemplu, sărăcia energetică, de care România, da, stă foarte suferă prost la și acest. Ne dorim să combatem chestia asta inclusiv prin Cooperativa de Energie, prin niște prețuri poate reduse pentru anumite categorii sociale. Și practic este un actor al economiei sociale. De ce? Pentru că pune în centru omul, și consumatorul, comunitatea. În economia socială, cel mai frecvent mod de organizare în România este ONG, organizația non-profit. De aceea am insistat puțin pe ideea de cooperativă și ce înseamnă, pentru că iată, sunt mai multe variante de organizare și de funcționare în economia socială și ca antreprenor social. Practic, voi sunteți un exemplu de antreprenoriat social. Exact, exact. Spuneam că este singura cooperativă din România. Care crezi că este? Singura cooperativă de energie. De energie. Da. Restul sunt agricole. Multe agricole, da. Există un reviriment acum al mișcării cooperatiste în România, mai ales pe parte de agribusiness. Citeam recent că numai anul trecut s-au înființat peste 300 de cooperative agricole, ceea ce înseamnă că lumea își dă seama că fără o implicare a comunității nu reușește să fie viabilă din punct de vedere economic. Asta ne ajută pentru că, așa cum povesteam înainte, crește un pic entuziasmul, da? Notorietatea și încrederea oamenilor că este un vehicul de business care funcționează. Funcționează nu numai în România, funcționează la nivelul întregii Europe. Numai la nivelul Uniunii Europene există peste 1500 de cooperative energetice, atenție, care angajează cam 100 de milioane de cetățeni în Europa. Iar celelalte cooperative sunt mult mai multe. La nivelul Uniunii Europene există o asociere, o federație a cooperativelor de energie, se cheamă RESCOP, așa cum am spus, cu foarte mulți membri. Practic, cooperativa este și este o oportunitate pentru consumatorul responsabil de a simți că face diferența, că poate face tranziția de la un furnizor de energie fosilă la un furnizor de energie Că face verde. Diferența și că este, de fapt, parte din joc. Este un actor. Adică nu mai este un consumator captiv, dacă vrei, obiect al unor interese de multe ori obscure, ci participă direct, democratic, într-un proces extrem de transparent în care își cunoaște furnizorul, nu numai că își cunoaște furnizorul, el este cumva, dacă vrei, între ghilimele, propriul furnizor de energie și, mai interesant, poate să și producă energie verde. Și să o și vândă, da. Înțeleg. Cumpărând numai împreună cu ceilalți membri cooperatori capacități de producție. Deci, practic, are trasabilitatea întregului proces al energiei, de la producție până la furnizare. Vorbeai de societățile mult mai avansate, de țările nordice. Practic, acest model de business este relativ vechi, adică din 1970 se vorbește despre industria energiei regenerabile, exact, și parcuri eoliene. Atunci a fost un boom, a fost un boom într-un context, mă rog, de
ușoară revoltă, revoluție așa împotriva să spunem energiei nucleare. După aceea lucrurile s-au mai așezat, iar acum cooperativele energetice din Uniunea Europeană sunt un actor principal în tranziția energetică de la o economie bazată pe consumul de carburanți, de resurse fosile, la cele nepoluante. Și, practic, sunt actorul principal în acest proces de democrație energetică. Asta este important, de independență energetică, așa cum spuneam, care pune în centru întregului proces consumatorul. Cine sunt membrii cooperativei în acest moment? Noi am început cooperativa cu 15 membri, oameni din diverse domenii, specialiști în energie, avocați, arhitecți, economiști. Am lansat proiectul în 3 octombrie pentru un eveniment public. Am fost bucuros să vedem câtă priză are totuși ideea și câtă multă lume a participat. Lucrul ăsta s-a confirmat și prin faptul că în interval de o lună am ajuns la 80 de membri cooperatori. Ce înseamnă să devii un membru cooperator? Că asta e foarte important. Cooperativa funcționează ca un fel de comunitate în care particip cu un aport la capitalul social. Capitalul social minim este de 100 de lei, pentru care primești o parte socială, o acțiune, între ghilimele. Și, practic, asta îți dă dreptul de a vota în adunarea generală a cooperativei, practic de a participa la tot procesul decizional din cadrul cooperativei. De a participa la activitatea de producție, dacă dorești, de a îți porta la un moment dat contractul la cooperativă. Hai să detaliem puțin modelul vostru de business. Da. Pe de o parte vorbim de o cooperativă cu membrii, însă core business-ul se concentrează, poate în viitor, se va concentra și pe partea de producție. Așa cum spuneam, există cercul mare al comunității, da? Practic, odată ce intri în cooperativă ca acționar între ghilimele, ai drept de vot. Indiferent, asta e foarte important, apropo de democrația modelului cooperatist, indiferent de cât aportezi, contribui la capitalul social, financiar, la comunitate, să spunem, ai dreptul la un singur vot. Asta înseamnă, practic, e o măsură de protecție împotriva unor investitori care ar vrea să preia business-ul. Și e un model democratic, transparent, membrii fondatori au un singur vot în adunarea generală și asta, cred că e, cum spun eu, un principiu de bază al cooperativei. Acum revenind la partea de business, în interiorul comunității se vor dezvolta două componente. Componenta de furnizare de energie verde și componenta de producție. Vei putea, deci ai opțiunea să îți muți contractul de energie la cooperativă. Practic, așa cum acum putem să ne schimbăm contractul de telefonie mobilă, piața fiind liberă, poți să-ți transferi contractul de la furnizorul tău tradițional la noul furnizor, cooperativa de energie, unde ești membru cooperator. Însă este opțional? Este opțional, nu și obligatoriu, categoric. Foarte important, vei avea 5 contracte, dreptul la 5 contracte. Deci dacă ești membru cooperator, vei putea să-ți aduci și membrii familiei să aibă contract la cooperativ, nefiind membrii cooperatori. Deci asta este partea de furnizare. Poți să mai adaug că nu va trebui să-ți modifici nimic în casă, adică infrastructura rămâne aceeași, nu se schimbă cabluri, nu se schimbă contorul, deci totul rămâne așa cum este, numai că vei primi o altă factură de un alt furnizor. O factură mult mai transparentă, mult mai ușor de înțeles, costuri foarte, cum spun eu, stabile și nu stabile, dar transparente. Deci toate cheltuielile cooperativei vor fi cât mai transparent posibil, adică vor fi super transparente.
Dar asta e o altă discuție. Revenind acum la partea de business, partea de producție, care la fel este opțională, practic închide paranteza, se închide lanțul de la producție până la furnizare. Și ea va da posibilitatea membrilor cooperatori să participe, da, împreună la achiziționarea unor capacități de producție. Ar trebui să luăm pas cu pas. Da. Cum funcționează acest sistem de vot? Voi, membrii fondatori, decideți de unde urmează să cumpărați, să achiziționați energia și cum comunicați cu toți membrii, astfel încât fiecare să aibă ocazia de a vota și de a contribui la această decizie? Da, practic, Consiliul de Administrație analizează niște capacități de producție, în special va fi solar, pe care le verifică înainte, bineînțeles. Toate cifrele vor fi transparente, vor fi publice, vorbesc de prețurile de achiziție. Și, dacă vrei, va propune această investiție membrilor cooperatori. Va piciui proiectul celor care deja sunt membri cooperatori, care, așa cum am spus, pot sau nu să participe la achiziționarea acestor capacități de producție. Deci, practic, funcționează, dacă vrei, ca un fel de fond de investiții, sui generis, pe bază de plan de afaceri, la care membrii cooperatori pot participa și pot beneficia, bineînțeles, de randamentele respective. Adică este o formă de investiție la care primești dobândă. În România, profilul consumatorului de energie este cel al persoanei care locuiește la bloc. Locuiesc la bloc, vreau să devin membru în cooperativa voastră. Ce pot să fac? Cum pot să fac acest lucru? Da, e foarte simplu. Acum poți să devii membru cooperator prin câteva clicuri. Pe site-ul cooperativa-de-energie.ro este un formular de adeziune și durează foarte puțin ca să devii membru cooperator, practic membru al comunității. În momentul în care vom pune pe masă, dacă vrei, un proiect, așa cum spuneam, de investiții, membrii cooperatori vor putea să investească o sumă minimă, spunem 1000 de euro. Da? Se va încheia un contract de împrumut între membru cooperator și cooperativă și se va achiziționa prin aportul tuturor membrilor cooperator acea capacitate de producție. Practic, vei deveni, dacă vei și transfera contractul la cooperativă, vei produce, vei consuma ceea ce produci tu. Asta este. Deci, ești proprietarul energiei pe care o consumi. Perfect. Din momentul în care semnez contractul și până când încep să beneficiez de energie verde, cât durează acest timp? Noi vom deveni furnizori de energie verde în martie-aprilie 2020. Deci abia atunci vom putea să furnizăm, adică vei putea să-ți muți contractul la cooperativă. E vorba de un proces de licențiere la ANRE, un pic de birocrație, dar care în, nu știu, interval de 2-3 săptămâni se rezolvă. Deci pe baza acelei licențe, practic, putem să furnizăm, da? Partea de producție este cumva independentă. Nu trebuie să ai și contactul transferat la cooperativă. Poți să rămâi doar investitor și să beneficiezi de niște randamente bune, spunem noi, mult mai bune decât randamentele bancare. Trec în partea cealaltă. Da. Sunt dețin panouri solare, produc energie pentru deja. Ce fac cu surplusul de energie? Da, adică ești prosumator. Prosumator. Că e un termen care, mă rog, începe să capete notorietate și e foarte bine. Prosumatorii sunt cei care pot să-și pună panouri solare pe imobilele pe care le dețin. Sau, pe un teren pe care îl dețin. Surplusul pe care îl produc, adică trebuie să îl dea în rețea dacă nu-l stochează. Trebuie? Da. Costă foarte mult capacitatea de stocare. Dacă nu ai astfel de
mă rog, bani de investit, vei trebui să dai în rețea, să-l vinzi. Și atunci cooperativa poate să, dacă ești membru în cooperativă, cooperativa va cumpăra respectiva energie. E foarte simplu. Deci de asta spunem că suntem prosumer friendly. În sensul în care și prosumatorii pot deveni membri în cooperativă și contribui la cercul de producție. Uite că subvențiile pentru instalarea panourilor solare a făcut ca această comunitate de prosumatori să devină relevantă și, activă. Și în România. Și da, activă. Este, da. Și probabil că ei sunt primii care vor face pasul. Cred că sunt primii care deja au prins gustul investiției. Știm foarte bine că, mă rog, investești, dar e și destul de scump să investești în panouri fotovoltaice dacă nu beneficiezi de subvențiile de la stat. În plus de asta, ești limitat și fizic la imobilul pe care îl deții. Deci, cooperativa tocmai asta face, să creeze un cadru, da, în care poți să investești în mai multe panouri fotovoltaice, să nu te limitezi la cele pe care le ai acasă. Există și riscuri. Putem vorbi despre ideea că dacă eu fac parte dintr-o rețea de energie verde, există riscul să rămânem fără energie? Nu există niciodată, pentru că întotdeauna sistemul va suplini eventualele probleme, pene de curent și mai departe. Deci, din punctul de vedere, asigur pe oricine că nu se poate întâmpla niciun fel de problemă. Există modele de astfel de cooperative la care voi vă uitați, la care funcționează și au un... Da, noi am fost foarte transparenți și am spus că nu inventăm apa caldă, adică este un model de business testat în țări din Europa. Unul dintre membrii noștri fondatori este un cetățean olandez care a înființat în Spania prima cooperativă de energie verde de acolo, Somenergia, care este o forță, e un actor principal în sistemul energetic din Spania, a ajuns la peste 60.000 de membri cooperatori și care funcționează foarte bine. Sunt și alte exemple, în Franța este Enercop, o cooperativă foarte, foarte mare, în Italia, iar în Olanda, în Belgia. Deci sunt, așa cum am spus, foarte multe cooperative, peste 1500, toate sunt viabile economic. Ba mai mult, sunt susținute de politicile Uniunii Europene, tocmai în ideea de a realiza această tranziție energetică prin comunități, prin oameni. Asta este ideea, de fapt, ca oamenii, consumatorii, să fie actori în acest proces, în piața de energie. Poate deveni un factor de decizie și să schimbe. Să aibă cumva control, să dețină controlul, să știe de unde vine energia, cât costă, care sunt cheltuielile furnizorului, să-l știe pe furnizor, să știe că dacă sună la cooperativa de energie, răspunde cineva de la cooperativa de energie și nu un, nu știu, extern, un business, da, care nu știe despre ce este vorba. Deci e acel human touch care contează foarte mult, apropo de customer service. În ultimii ani în România au fost investiți peste 6 miliarde de euro pentru dezvoltarea sectorului de energie verde. Cum stăm din punct de vedere legislativ? Dacă economic există aceste cifre și investiții, cum e legislația? Legislația pe partea de energie nu e rea. Bun, cu excepția Ordonanței 114 pe care de care sperăm să scăpăm. Dar în rest, lucrurile stau destul de bine. Suntem aliniați la legislația europeană. Nu este extrem de birocratic. S-au înlăturat foarte multe piedici în a deveni producător, furnizor de energie mai degrabă. Dacă înainte aveai nevoie de o scrisoare de garanție bancară de 1 milion de euro, acum suma a scăzut la 100.000. Deci s-a liberalizat inclusiv accesul la partea de producție, respectiv furnizare. Pe partea de
organizare, dacă vrei, corporate, da? Noi am întâmpinat ca, mă rog, formă de organizare cooperativă diverse dificultăți, pentru că, dar asta nu are legătură neapărat cu piața de energie, legislația pe cooperative este foarte învechită. E o lege din 2005 care n-a mai fost deloc amendată. Atunci a trebuit să mergem pe varianta de cooperativă europeană. Și ne-am înființat în baza unui regulament european, dar fiind înființați la Registrul Comerțului în România. Deci suntem plătitori de taxe și impozite în România. Voi, practic, sunteți antreprenori, nu? Este o inițiativă antreprenorială. Da. Ce v-a făcut pe voi să alegeți acest domeniu? Și mă refer aici la motivația personală care v-a făcut să deveniți eco-antreprenori. Cred că toată lumea a început cumva în România să facă câte ceva apropo de protejarea mediului. Reciclează, merge poate mai mult cu bicicleta, încearcă să aibă un stil de viață un pic mai sustenabil. Și partea asta și de conștientizare a ceea ce consumăm, faptul că în supermarket te duci și te uiți la etichete să vezi ce conțin diverse produse, asta denotă o schimbare de mentalitate chiar și în România. Și e foarte bine că se întâmplă, mai ales în mediile educate, urbane, dar cred că se va propaga și la restul societății, ceea ce este foarte bine. Și așa cum spuneam, cred că poate ce ne preocupă ceea ce consumăm la nivel alimentar, da? Să spunem, da? Cred că e momentul poate să ne preocupe și ceea ce consumăm la priză. Adică să devenim un pic mai conștienți și de consumul nostru energetic, ce consumăm, ce tip de energie ne vine la priză, cât consumăm, că și asta e o altă problemă de eficiență energetică. Deci chestiile astea ne-au condus la ideea de a încerca o formulă ușor atipică, e un pariu pe care l-am făcut și pe care eu cred că îl vom câștiga, pentru că e momentul unei schimbări de mentalitate și de a face business, dacă vrei. Deci voi considerați că în acest moment noi ca societate suntem pregătiți pentru aceste cred că e o inovație și la nivel de energie, de piață energetică, dar și la nivel de fel de a face afaceri. Cooperativele funcționează, așa cum am spus, ca un hibrid între un SA care vrea să-și maximizeze profitul, dar pune în centru foarte mult membrul cooperator. Deci ideea nu este de a ne îmbogăți noi membrii cooperatori, ci de a crea o viață mai bună pentru membrii cooperatori. Asta este drive-ul cooperativelor. Și asta este ceea ce e un alt fel de a înțelege, dacă vrei, mecanismele pieței și ale capitalismului. Schimbarea de mentalitate de multe ori se lovește de lipsa unei infrastructuri. Eu mă refer aici la lipsa unei infrastructuri pentru reciclarea, pentru colectarea selectivă, da. La o lipsă de infrastructură pentru mașinile electrice, pentru încărcarea mașinilor electrice, acesta fiind principalul impediment pentru dezvoltarea fenomenului și în România. Practic, voi vă adresați acestei comunități de oameni, să spunem, responsabili, care încep să facă alegeri responsabile, neavând piedica unei infrastructuri, ci doar... Infrastructura există. Asta este... Adică poți și doar să de voință, nu? Exact, aici nu, ține doar de decizie. Că, da, e o schimbare pe care o poți să o faci foarte simplu. Durează câteva minute să-ți portezi contractul de la furnizorul tău clasic la cooperativa de energie. Asta va fi în martie-aprilie 2020, da? Deci e o schimbare care se poate face. E la îndemâna oricui. Indiferent de locul și orașul în care am, adică nu suntem limitați geografic. Durează foarte puțin. Nu există niciun fel de risc tehnic, nu se schimbă nimic în casă, așa cum am spus, infrastructura rămâne unde este. Vei primi o factură digitală
foarte transparentă, mult mai ușor de înțeles. Vei avea acces la un customer service uman, adică vom răspunde noi, membrii cooperatori, nu un serviciu externalizat. Pentru un moment, în această etapă. Nu, asta va fi, este unul dintre principiile asumate, da. Uh-huh. De exemplu, la Soma Energia, povesteam cu cei de acolo că am fost la ei în vizită, inclusiv președintele cooperativei, da, face call center. Customer service. Customer service, da, adică răspunde... Câți membri sunt? Se face prin rotație. Așa. Se face prin rotație și poate pe lună îi vine rândul o zi să stea cu căscuța și să răspundă la diverse apeluri. Interacțiunea oricum acolo este, ca și în România, o să fie mai mult digitală. Online, mail-uri, deci mai puțin poate pe telefon, dar funcționează foarte bine și pe telefon. Voi deja aveți un set de întrebări frecvente pe site, pe care oricine le poate vedea și în acest moment, pentru că sunt puține situațiile speciale, nu, care pot apărea în acest tip de serviciu. Puține. Imprevizibilitatea, să spun așa. Lumea nu înțelege și asta e o problemă de, și de educație și asta cred că ar trebui să ne asumăm și noi ca nou furnizor. Nu înțelege, și nici noi nu înțelegem, adică nu e nicio rușine să o spunem, cum funcționează de fapt piața, care sunt actorii în piață. Faptul că există un producător de diverse, da, de natură diversă, adică poate să fie hidroelectrică pe hidro, poate să fie nuclear electrică, poate să fie you name it. După aceea există transportatorul național care asigură infrastructura mare, sunt acei stâlpi imenși pe care îi vedem pe câmpuri, da, cu acele transformatoare huge, da. E Transelectrica, deci cea care administrează rețeaua națională de energie și apoi există partea de distribuție care gestionează rețeaua locală. Înțelegi? Și la final este furnizorul. Deci furnizorul este interfața între, dacă vrei, producător și end consumer. Și ce, asta era important. Dacă se întâmplă o problemă de rețea, o defecțiune, o avarie, răspunzător, de fapt, nu este furnizorul, ci este transportatorul, este distribuitorul. El intervine întotdeauna. E un lanț de distribuție? E un lanț de distribuție, iar toată partea de cabluri subterane, da, aparține distribuitorului, nu este rețeaua furnizorului. Deci, apelurile care se preiau atunci când există o problemă de rețea în București, să spunem, da, sunt redirecționate distribuitorului. Știu că toată lumea are o problemă cu furnizorul, pentru că el este interfața. De fapt, el nu este răspunzător. Așa este. Juridic. Revenind la... Și nici tehnic. Revenind la cooperativa voastră, bănuiesc că v-ați făcut niște calcule înainte. Care este dimensiunea optimă a cooperativei ca ea să fie eficientă și financiar pentru cei care văd asta ca o investiție și energetic pentru cei care vor să beneficieze de energie. Așa cum am spus, e un vehicul de business, mm-hmm. Deci nu trebuie să uităm că ea trebuie să fie viabil din punct de vedere economic. De aceea am întrebat. Ca să înțelegi ce se întâmplă acum, noi am lucrat la acest proiect cam de un an pe bază de voluntariat, adică costurile au fost ținute la un minim posibil. Uh-huh. Da? Suntem 15, acum suntem 80, fiecare face câte ceva pe domeniile în care este specializat. Da? Avem un sediu pentru care nu plătim nimic, este un sediu modest. Deci cheltuielile cumva operaționale la momentul ăsta sunt destul de mici, din fericire. Însă clar că o dată pornită povestea cu furnizarea și cu producția, ea trebuie să zboare, ca să zic așa. Și sunt niște calcule, probabil că pe partea de furnizare vom deveni, cum spun eu, profitabil de la un număr mare, mare de contracte. Ce înseamnă? Adică câteva mii. Mii. Înseamnă câteva mii, da. Crezi că este imposibil câțiva ani să ajungeți la a deveni un business? Văzând evoluția pieței și evoluția, de fapt, a modelului nostru din Spania, Soma Energia,
Se poate, adică e o chestie care... Lor câți ani l-a luat? Le-a luat un an, doi, până când lumea a început să capete un pic de încredere în, în poveste, să îi cunoască mai bine pe membrii cooperatori, să-și dea seama că e o, e o chestie serioasă, nu, nu e o aventură așa, și atunci lumea a început să, să vină. Cu siguranță vorbim de diferențe de mentalitate la nivel de societate. Așa este, dar nu, așa să zic că și ei stăteau la nivel mental cam la fel acum 7-8 ani. De-abia ce se liberalizează piața și în Spania, atunci, na, sunt multe similitudini. Clar, nu ne putem compara 100%, e o altă piață, dar eu sunt optimist, adică suntem optimiști. Vedem multă deschidere și cred că românii sunt... mult mai dispus să facă schimbare. Sunt mult mai mobili, sunt mai puțin conservatori decât alții cetățeni europeni. Mari producători și consumatori de energie, crezi că se simt amenințați de apariția acestor noi modele? Cred, dimpotrivă, cred că faptul că e un business inovativ, un startup care vine cu o idee nouă și care e atipică cumva, adică n-are legătură cu ce se întâmplă la nivelul big corporations, dimpotrivă, este altceva, poate să fie pentru ei un beneficiu, o concurență care să îi facă să inoveze mai mult. Noi, da, vom fi concurența directă a furnizorilor de pe piață, cei clasici îi știm, sunt și foarte mulți mici pe care nu îi știm. Și asta vreau să punctez ca să se înțeleagă. Targetul nostru este consumatorul final, fie el consumator casnic sau business. Deci este un proiect B2B și B2C. Este foarte important pentru că sunt foarte multe, știu, firme mici care vor să devină și mai sustenabile decât sunt și noi vom, le vom da niște pachete de energie regenerabilă în așa fel încât să poate să fie sigure că, mă rog, ce consumă în birou respectiv este energie verde. Sau numai birou, mici ateliere, companii de producție de diverse chestii, deci... Pe de altă parte, poate e să o, fie și, e o piață. Și o idee nouă de diversificare a modelului lor de business. O divizie de energie regenerabilă nu este imposibilă pentru cineva. Lăsăm la o parte că ei pot deveni chiar cu businessul respectiv membri cooperatori. Asta e o altă treabă, adică să nu ești doar un consumator, cum spun eu, captiv, ești omul care participi și tu la, la business. Atunci mi se pare că e un alt, are un alt appealing toată povestea. Vorbeam mai devreme de, de legislația din România. Voi funcționați după un model de cooperativă din, din Europa? E un regulament european, da. E un regulament european care reglementează societățile cooperatiste europene și am optat pentru acest regulament european din cauza, cum am spus, legislației foarte limitative din România. Adică modelul de legislație din România nu se preta pentru un business care va avea foarte mulți membri. Adică erau niște limite birocratice foarte grave, care practic n-ar fi blocat activitatea. Îți dau un singur exemplu, ar fi trebuit practic la fiecare adeziune în cooperativă să mergem la Registrul Comerțului și să înregistrăm noul membru cooperator, ceea ce ar fi fost un efort birocratic incredibil. La mii de membri, îmi pot imagina ce înseamnă. Da, plus blocaj la nivel decizional, pentru că erau niște majorități care nu le permiteau funcționarea. Am înțeles. Haideți să o luăm cu pași mici pentru o recapitulare. Da. Pentru cine ar fi interesat să devină membru, în primul rând, de ce aș deveni membru? De ce ar trebui sau
cum vrei să formulăm. Da. Cred că dacă ești interesat de ceea ce consumi, așa cum povesteam, știi, de atenția pe care o oferim consumului la nivel general, e important să știm și ce consumăm acasă. Să știm că energia pe care o avem în priză este o energie din surse nepoluante, regenerabile 100%, și că mai mult este energie pe care poți la un moment dat să o produci chiar tu. Adică să devii parte dintr-un proces de producție și de furnizare. Și tu să închizi cercul fiind consumatorul final. E vorba despre transparență, e vorba despre cheltuieli operaționale eficiente, mult mai mici decât la furnizorii clasici. E vorba că ai putere de decizie ca membru cooperator în furnizorul tău, în cooperativă. Poți participa la adunarea generală, poți să votezi. Și că practic devii parte dintr-o comunitate. E foarte importantă și partea de comunitate. E foamea asta a românilor, cred, și nu numai a noastră, de a deveni parte dintr-un cerc mai mare, pentru că suntem foarte dezamăgiți de ce ne oferă de fapt instituțiile statului. De fapt, asta este, ne simțim ușor irelevanți în ochii statului și atunci încercăm să ne organizăm local, să ne organizăm ca business-uri și să funcționăm cumva autonom. Și asta oferă cooperativa, o formulă de a deveni independenți, de a da mai multă libertate, independenți energetic, eu vorbesc despre cooperativă de energie. Și o soluție la îndemână, o soluție care durează, mă rog, 3-4 minute, îți portezi foarte ușor contractul din 2020, acum poți să devii membru cooperator la fel în 2-3 minute, accesând www.cooperativa-de-energie.ro, e un formular online acolo care se completează, se face plata aportului la capitalul social. Tot online? Tot online. Durează 3 minute și devii membru cooperator. Am vorbit de beneficii. Care sunt obligațiile? Avem și obligații? Printre beneficii aș mai adăuga, apropo de cooperativă, că organizăm foarte multe ateliere, workshop-uri pentru membrii cooperatori și pentru cei care vor să devină membrii cooperatori. Ce fel de ateliere? Povesteam despre combaterea sărăciei energetice, despre cum funcționează cooperativele, care sunt prețurile pe piața energiei, cumva o formă de educare, dacă vrei, a publicului larg, despre piața de energie. Pentru că foarte multă lume crede că e o chestie extrem de complicată. Așa am crezut și noi, inițial. Și eram foarte speriați. Însă i-am dat seama că nu e niciun caz de rocket science. Sunt chestii noi, ușor de înțeles dacă o să dai un pic silința, și care îți pot schimba viața cumva. Atelierele sunt dedicate doar membrilor sau sunt dedicate oricui, da, sunt dedicate comunității, nu numai membrilor cooperatori. Oricine poate să participe. Sunt publice, le punem pe pagina noastră de Facebook. Evident că scopul e acela de a crește rețeaua, pentru că odată informat este imposibil să nu vezi rațiunea și argumentul de a deveni. Exact. Următorul atelier este pe 5 decembrie. Deci foarte curând. Deci foarte curând, săptămâna viitoare, parcă nu. Da. Așa, Andrei Ilaș, care este un specialist în energie regenerabilă, cu proiecte la Banca Mondială, e unul dintre membrii fondatori și membru în Consiliul de Administrație, va ține un seminar, să-i spunem, despre piața de energie regenerabilă, cum au evoluat prețurile, cum de fapt conform ultimilor cifre este mult mai eficient acum să investești în renewables decât în energie convențională. Participarea la atelier este gratuită? Este gratuită, doar pe bază de înscriere, pentru că sunt locurile limitate. Am înțeles. Da. Reveni la obligații. Avem și obligații ca membri? În afară de contribuția la capitalul social, să-l spunem, al cooperativei, care îți dă dreptul la un vot, nu. Cum am spus, faptul că ești membru în comunitate, în cooperativă, nu înseamnă că ești și obligat să-ți muți contractul la cooperativă sau să devii investitor în capacități de producție. Poți să rămâi membru cooperator. E foarte simplu.
E cercul mare, da, cum am spus, și cele două cercuri mici de producție și de furnizare. Ele cumva funcționează diferit, dar sunt în același ecosistem. Vorbeai mai devreme de exemplul vostru de cooperativă din Spania. Da, Somenergia. Bun. Care au fost, să spunem așa, sfaturile care au, pe care le-ați primit? Răbdare. Ne-au spus să avem răbdare, să o luăm, să o luăm ușor și să fim foarte sinceri. De fapt, ăsta este un exercițiu de... un sistem sau, dacă vrei, un stil atipic de a face business, în care venim cu toate cifrele pe masă, totul este extrem de transparent, comunicarea cu membrii cooperatori este transparentă pe toate canalele posibile. Lucru neobișnuit, de altfel, pentru mediul, da, de afaceri. Cu rapoarte frecvente către membrii cooperatori despre cum funcționează, cum am, ce am făcut, cum am gestionat banii. Adică asta înseamnă, de fapt, punerea în centru a consumatorului, a membrului cooperator. Cooperativa, atât trebuie să înțeleagă lumea, funcționează nu pentru maximizarea profitului unor acționari obscuri, ci pentru membrii cooperatori. Există un avantaj de proximitate, în sensul în care o aglomerare de membri dintr-o anumită zonă ajută în vreun fel? Da, mi s-a pus întrebarea asta și multă lume e interesată de ceea ce se numește în termeni tehnici microgriduri. Ele sunt un succes la nivelul Uniunii Europene. Sunt foarte multe comunități care au devenit independente energetic, construindu-și niște capacități proprii. Sunt sate, chiar și orașe, care sunt efectiv independente energetic, nu au nicio legătură cu sistemul național. Doamne ajută să se poată și în România chestia asta. Știm povestea celor din Mogoșoaia cu Green Mogo. Îi cunoaștem și sperăm să devină și membrii cooperatori. Da, e ceea ce ne dorim să se întâmple. Orice fel de comunitate de acest tip. O comunitate în comunitate? O comunitate în comunitate sau, de ce nu, chiar și o comunitate care să funcționeze ca o cooperativă. Noi susținem înființarea de alte cooperative energetice. Un alt aspect care vine cumva în răspăr cu, spun eu, tradiția de business concurențială, da, așa. Nu există concurență între cooperative. Deloc. Este pentru că sursele de energie pentru sunt că, nu, la nivel, la, la, nivel, care... la, nivel, la nivel de organizare. Sunt niște principii vechi de la 1844, principiile de la Rochdale, și unul dintre ele este acesta. Nu există concurență, există colaborare între cooperative. Bine. Orice fel de resurse pe care le ai tu cooperativă, le pui la dispoziția unei alte cooperative, chiar dacă, să spunem, că ți este concurent. Pe de altă parte, voi depindeți de numărul de membri fondatori sau cooperatori. Așa este. Cooperator, așa este. Dar ideea acestei cooperative nu este de a ne îmbogăți. Nu e un și o spunem foarte deschis și sincer, nu am făcut chestia asta pentru a face o afacere din care noi să obținem un profit. Da, clar trebuie să fie profitabilă toată povestea, dar nu asta este important. Important este să punem umărul la o schimbare de mentalități și orice actor nou care vine pe piață și își dorește organizarea de acest tip, e binevenit. Exemplu este și Somenergia, prima cooperativă din Spania, care a avut succes și, bineînțeles, a fost copiată de alte cooperative și nu e niciun fel de problemă. Chiar se dezvoltă o piață nouă. E o piață nouă și asta este important. Cum să punem un pic de presiune pe ofertă, de fapt. Dacă cererea crește de energie regenerabilă, atunci și oferta va fi pe măsură. Despre asta este vorba. Și asta este scopul, de fapt, principal. Unde vă găsim? Pentru că mai avem foarte puțin până la încheierea emisiunii. Online pe cooperativa-de-energie.ro, deci site-ul, e un landing page deocamdată, o să lansăm și site-ul anul viitor. Deci poți să devii membru cooperator înscriindu-te în acel formular. Pe Facebook, bineînțeles.
LinkedIn. Cooperativa de energie, chiar așa este, da. Da, contul oficial. Pe LinkedIn și fizic la sediul nostru de pe Staicoviș 28. Și atelierul de săptămâna viitoare, unde spuneai că va avea loc, pentru ce e interesant? La sediul de pe Staicoviș 28, unde avem, da, sunt niște camere organizate pentru un astfel de, funcționează ca un fel de mini-hub, așa, dacă vrei. Și e foarte intim, e o... Se poate vedea și pe, și pe pagina de Facebook. Am mai avut un atelier pe 21, a fost primul, despre prosumatori. Uh-huh. Și asta e ideea, să dăm ocazia membrilor cooperatori și nu numai, să aibă să dăm ocazia să spună ceva relevant despre piața de energie. Uh-huh. Și de asta lansez invitația, dacă ne urmește cineva dintre membrii cooperatori, să vină cu idei noi despre cum să organizăm alte ediții ale atelierelor. Excelent. Care ar fi mesajul tău de încheiere pentru oricine ne urmărește sau urmează să ne urmărească, pentru că emisiunea va rămâne înregistrată? Eu cred că trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi poate fi un agent al schimbării. Asta este mesajul cooperativei. Că singuri putem sigur să facem câte ceva. Cum am spus, reciclăm, mergem cu bicicleta, ne cumpărăm o mașină electrică, o trotinetă. Dar și mai simplu este să îți schimbi contractul de energie și să știi, să fii convins că energia pe care o consumi acasă este energie 100% verde și mai mult, dacă optezi, să știi că e energia pe care o produci chiar tu prin cooperativa de energie. Deci controlul este, este un control al, exact, al lanțului de producție și furnizare. Dinu, eu îți mulțumesc, vă urez succes și cred că este un proiect care merită să cunoască un avânt mult mai mare și mai mare decât îl are deja, pentru că succesul este vizibil. Eu vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit și cu siguranță soluțiile deja există, decizia aparține fiecăruia. Până data viitoare, ne revedem. La revedere!